Am convingerea că evenimentele de astăzi și decizia referendumului popular vor reprezenta în România un moment decisiv de trecere spre o democrație parlamentară. Va fi sfârșitul ceaușismului, al ideologiei prezidențialismului, obsesiilor unui om care se consideră șeful statului, situat deasupra legii, sfârșitul ideii de comandant suprem. Sper ca la anul să pornim pe un drum de revizuire a Constituției pentru a implementa în România o guvernare parlamentară după modelul majorității covârșitoare a statelor europene.